Că sunt mândră să știu o familie atât de mânită. Să știu un bărbat muncit care a făcut la viața sa multe pentru ca familia lui să rămână așa cum este. Să văd un bărbat cu ochi albaștri, haiduc în suflet și să știți că nici ca acum nu purtați aceeași vârstă pe care noi am poziționat-o pe tort. Însă vreau mult de tot, domnul Grigore, astăzi, înainte de a vă spune la mulți ani, să vă spun mulțumesc. De 68 de ani încoace, bucurați această lume cu prezența voastră. Așa s-a întâmplat că viața voastră nu a fost de multe ori dulce sau bună. A fost cu multe urcușuri, dar și coborâșuri. Însă ați reușit de fiecare dată să vă ridicați și să vă bucurați de viață. Astăzi vorbim despre bărbatul care a cucerit o femeie de peste hotare, pe care a adus-o frumos în această țărișoară și a putut-o să o îndrăgostească de sufletul său. Cel care pe data de 18 ianuarie 1975 s-a căsătorit alături de ea, într-o iarnă atât de friguroasă, au reușit să se încălzească cu dragostea lor. Și tot ei doi au reușit să construiască o casă pentru cele două fiice ale sale. După au urmat și greutățile. Au urmat acele momente când nu știați de unde să începeți, dar ați știut cu glumă și cu mai multă seriozitate să mergeți înainte. Astăzi primiți un mulțumesc din partea celei care ar fi vrut mult de tot astăzi să vină alături de voi, să vă îmbrățișeze și să vă spună la ureche: Tată, te iubesc! Tată, să te țină Dumnezeu încă tot atât de 68 de ani! Tată, îți mulțumesc că ai iubit-o și o iubești pe mamă! Tată, îți mulțumesc pentru surioara mea, cea mai bună prietena mea! Tată, îți mulțumesc pentru că ești nu doar tătic bun, soț bun, dar și cel mai bun bunel! Tată, îți mulțumesc că ești printre puținele persoane care cu adevărat mă așteaptă acasă. Atunci când am venit în casa ta, îndrăgostită până peste urechi, și ți-am zis: Tată, aceasta este alegerea mea, ți-a fost foarte greu să o accepți. Numai tu știi prin câte ai trecut atunci când ai zis da, afirmativ. Și ne-am căsătorit exact peste 30 de ani după căsnicia dumneavoastră, căsătoria voastră. Și din această dragoste au apărut doi nepoței, Alberto și Anișoara. Astăzi vreau să-ți spun mulțumesc pentru faptul că ai avut mereu încredere în mine. Și atunci când am venit iarăși în casa ta și am zis: Tăticule, trebuie să plecăm. Tată, alegem o altă țară în care să ne creștem copiii și să ne dezvoltăm noi. Tatăl iară, i-a fost foarte greu, dar tata a acceptat împreună cu mama. Astăzi, înainte ca să primiți cadourile voastre, vreau mult de tot să vă întreb: cine a fost acea persoană care m-a făcut demnă de toată informația aceasta și care mi-a zis că vreau mult de tot să-l bucur pe el? Primul bărbat adevărat din viața mea. Cine este ea? Natasha. Da, bineînțeles! V-ați dat seama repede, cum să aplaudăm pe Natalia acolo unde este ea? Și cum se numește bărbatul care a cucerit-o mulți ani în urmă? Andrei, bine? Am zis și numele nepoților, dar ar fi bine să-l spuneți și dumneavoastră. Cum se numește nepoțica cea mare? Anișoară. Și cel mic? Alberto. Alberto. Și știm că aveți mai multe cadouri din partea fiicei dumneavoastră, care vă duce rău. Astăzi acest buchet va aparține, fiindcă nu era un astfel de bărbat dacă nu în spate exista și o astfel de femeie.
când vorbeam cu fiica dumneavoastră și când mi-a povestit despre toate lucrurile care s-au întâmplat în viața voastră, mi-a zis un singur lucru. Îi mulțumesc tatălui că atunci când totul s-a distrus în țara aceasta, el singur și-a luat gentuța și a plecat pentru noi, pentru ca să ne crească, pentru ca să ne ofere un viitor. Și astăzi această fată este mare, deja realizată, are de toate, are copii, are sănătate și un soț, însă un singur lucru își dorește, tată, să ai parte de multă putere și de multă sănătate și fie cu felia acestui tort să vină sănătatea și puterea înapoi, așa, dăm înapoi vârsta aceasta, dăm înapoi. Eu aș vrea mult de tot să citiți mesajul pe care Natalia a vrut mult de tot să-l poziționeze pe acest tort. Poate ea nu vă spune în fiecare zi aceste cuvinte, dar ea le simte pentru dumneavoastră. Ce scrie aici? Tată, te iubim! Tată, te iubim! Asta e cel mai important! Da. Părinții noștri de multe ori au economisit pe ei, dând nouă mai mult și mai bine. Părinții noștri nu și-au permis vacanțe scumpe. Părinții noștri nu și-au permis să poftească. Părinții noștri și-au permis un singur lucru, să-și crească copiii, să-i le dai o educație și să primească în casa lor nepoții ca pe copiilor. Și aș vrea mult de tot ca acest coș să nu reprezinte doar fructele, dar și sănătatea, care de acum încolo trebuie să vină, domnul Sergiu, așa? Trebuie să vină! Și să știți că poziționat în fructele acestea este și un spumant pe care o să-l serviți împreună cu apropiații voștri. Vreau să vă spun că vorbim cu ea la telefon, cu ea și cu Andrei, să știți. Fiindcă Andrei a zis așa, dacă nu era un bărbat în spatele soției mele, cel care a educat-o și a crescut-o, nu aveam acum așa o soție atât de educată, cea care mi-a oferit doi copii. Și din partea lui, mie nu doar îmi mulțumesc, dar și îmi la mulți ani, tată, să trăiești atâta cât îți dorești tu, tată. Mulți ani noi, înainte. Dacă ar fi așa, noi să dăm zile, cât de am trăit, cât vrem, dar nu e așa. Și beșinașii, ori doctor, ori ministru, și, dar nu-i așa, nu-i așa încă așa om, pe mult străiască ca vei el. Dar voi faceți magie. Atunci când am întrebat-o, Natalia, pentru ce ai vrea să spun mulțumesc tatălui? A fost o pauză de vreo 30 de secunde, ea n-a putut să spun nimic, pentru că știți ce făcea fiica dumneavoastră? Plângea. Ea a zis că sunt prea multe lucruri pentru care aș vrea să spun mulțumesc. Și atunci când încep să mă gândesc la fiecare dintre ele, să depun fiecare amintire, îmi vin lacrimi. Lacrimi de mulțumire. Toată numai pentru tine, tată. Cântecul mi-ai ascultat, somnul tu mi l-ai vegheat. Când mi-a fost mai greu în viață, tată, tu mi-ai dat speranță. Mă văd copil în ea.
Este dor de copii? Da, este dar foarte cum? Dor. De copii, de aici, de Albertu și Ana, nepoțeli. De măsmar. Pe ești, ai vedem toată ziua, da, dacă ești film. Toată ziua, vedem, da. Am o întrebare, la 68 de ani. Este unica întrebare pe care noi o acordăm tuturor omageaților. La 68 de ani, domnul Grigore, tăticul a două fete, soțul a unei soții formidabile și bunelul a patru nepoți, se declară a fi un om fericit? Eu fericit? Da, fericit! Dacă e fericit, sărută soția. Suntem fericiți că avem așa copii, cu minți, educați și ne simează tot timpul. Și de generi suntem cum fericiți că avem generi buni, Andrei și Serioja. Și nepoței sunt foarte buni, ascultători, cu minți, ascultă părinți, ascultă bunei. Și suntem foarte fericiți de așa copii. Îi mulțumim Domnului că avem așa copii buni. Nepoței. Cum acasă și la școală. Da. Ei, trebuie să te ascultă și acasă și la școală.